Bun găsit tuturor! Astăzi am o poveste foarte interesantă pentru voi. Ea se numește Povestea Cifrei Zero. Se spune că de mult, tare de mult, pe când oamenii nu știau să scrie sau să citească, era într-un sat un băiat foarte isteț, dar sărac, pe numele său Gheorghiță. Și i-a spus odată mai marele satului lui Gheorghiță: dacă reușești să-mi gătești o mâncare cum nu s-a mai gătit până acum, astfel încât toți oamenii să se minuneze, îți voi da tot ce îți dorești. Stătu Gheorghiță se gândi, apoi făcu din apă și făină un covrig mare, mare, de au fost nevoiți 10 de oameni să transporte acel covrig și tot l-au turtit. Ajuns la mai marele satului, îi spuse așa: ziua bună, domne! Ți-am adus o plăcintă gustoasă, dar nu, n-ai voie să-i mănânci marginile. Mănâncă mijlocul, te rog. Oamenii stăteau de jur împrejurul covrigului și se uitau la cel care dădea ocol și nu avea ce să mănânce. Într-un târziu, acesta se lăsă pe gubaș, se recunoscu învins de istețul Gheorghiță și dădu acestuia tot ce și-a dorit. De atunci, când oamenii voiau să scrie semnul care să însemne așa zisul nimic, desenau acel covrig oval. Și iată că așa a luat naștere cifra 0. Cam atât pentru astăzi. Pe data viitoare, poveste înregistrată și editată în studiourile Play Radio Voce, Cecilia Ilie.